Mulțumim mult, domnule profesor. O scurtă remarcă, s-a pomenit de prea multe ori Marcel Boroș aici, mă rog, acum laudele, nu știu dacă sunt așa de bune și meritate. Vreau să mulțumesc Maicii Starețe Leodora de la Poarta Albă, care ne-a adus personal icoana Sfântului Nicolae și o să mai rămân un timp la noi. Avem aici și o părticică din Sfintele Moaște. Acum, înainte de a ruga pe domnul profesor Vergade să ne spune ceva și despre minunea Sfântului Nicolae împotrivit de la Mărășești, probabil că toți dintre dumneavoastră poate cunoașteți, dar totuși o să trec un pic în revistă. La Mărășești au fost trei divizii românești foarte slab dotate, care s-au luptat cu 13 divizii nemțești. Generalul Mackensen anunță în seara dinaintea bătăliei că a doua zi la ora 11 va bea cafeaua la Iași. Cunoașteți, țara era cotropită de nemți, guvernul și corona retrași la Iași și practic Mărășeștiul era doar un punct pe unde Mackensen și armata lui trebuiau să treacă. Ei, apariția, minunea de fapt în asta constă, apariția pe cer a Sfântului Nicolae a făcut ca trupele române să iasă victorioase și astfel dintr-un moment în care însăși existența statului român era pusă sub semnul întrebării, cădea Mărășeștiul, practic cădea România, Sfântul Nicolae își duce minunea până la sfârșit și un an mai târziu avem România mare. De asta o să vă rog, domnule profesor, vis-a-vis de informațiile pe care le aveți despre acest eveniment extraordinar al apariției Sfântului Nicolae pe cerul Mărășeștilor și o să rog pe domnul Olivian, dacă reușește la sfârșit, să pună pe laptop, căutăm pe YouTube, mărturia părintelui Ilie Cleopa despre această minune. Dânsul mărturisește în fața unor pelerini care veneau din Vrancea despre apariția Sfântului Nicolae, spune și unde, spre Măgura Odobeștilor. Deci o mărturie a unui părinte pe care îl cunoașteți cu toții. Dar, domnule profesor, vă rog să insistați asupra minunii de la Mărășești și a Sfântului Nicolae.